Oh, ce melodie! Fai! What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to be? Bravo! What about flowers and fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the love we shared before? Did you ever stop to notice this crying girl, this relationship? Cum te numești, Michael Jackson? Mă numesc Bogdan Ioan, am 28 de ani și vin din Constanța. N-am crezut vreodată că o să mi se întâmple acest lucru. N-am crezut că o să se nască vreodată un om care să cânte așa. Știi, toată lumea aceea, pe Michael Jackson nimeni nu-l egalează, nimeni nu o să cânte ca el. Ai cântat foarte bine, ai cântat ca el, ai cântat impecabil. Fă-mă fericită și vină în echipa mea. Mulțumesc mult pentru cuvintele tale. Hai de cap. Pe mine mai lăsați-mă un pic, eu nu-mi revin. Nu, n-am ne-ai auzit... lăsat fără cuvinte, tu vezi? Eu n-am auzit și niciodată... Și eu am rămas fără cuvinte, adică... N-am auzit niciodată pe cineva să cânte așa Michael Jackson. Realmente, așa. Uite, am auzit multe. Uite, eu am fost un puș teribilist. Și când am crescut într-un liceu unde... Dacă nu erai rocker și dacă nu-ți plăcea Judas Priest și așa, erai cam nașpa. Și ca să mă integrez, spuneam, bă, nu îmi place Michael Jackson, dar mie cumva mă convingeam că nu trebuie să-mi placă. Acum, vis-a-vis de ce ai făcut tu în seara asta, cred că sunt singurul de aici, dintre jurații de aici, care a fost în 92 la concertul lui Michael Jackson. Eu în 92 eram în... Dar eu am fost pe stadionul așa. Ăla și am văzut... Ce nu mi-a venit în viața vieților mele să văd, pentru că era primul concert mare în România, adică gândește-te cum eram în 90, veneau minerii, ne băteau după aia, dar și-a apărut Michael Jackson. Și a venit Michael Jackson și la un moment dat a plecat cu autopropulsorul. Bă, și eu care eram ăla teribilistul și rockerul și Judas Priest, bă, plângeam. Deci plângeam cum Michael Jackson plecase cu ăla, cine a fost pe stadion acolo, a înțeles că în viața noastră amărâtă, de oameni după comunism. S-a deschis deodată un moment, bă, și a apărut ăla.
visul ăla american așa cum îl visăm toți. Deci tu când ai cântat astăzi, mi-ai dat exact aceleași emoții